zice că la biserică vorbește unul singur și toți ascultă și la restaurant vorbește tot, vorbesc toți și nu ascultă nimeni. Acum eu aștept să se facă o atmosferă de biserică și după aceea o să vă spun câte ceva. Vreau să vă salut încă o dată și să vă mulțumesc că sunteți aici ca să ne gândim împreună la un domeniu care face parte din existența noastră. Cei mai mulți dintre voi, dragi tineri, încă nu ați ajuns la decizia publică de a vă căsători și foarte probabil că asta este undeva într-un viitor apropiat. Aș vrea în această dimineață să petrecem câteva clipe și să ne gândim împreună la acest domeniu numit cu cine să mă căsătoresc, când să mă căsătoresc și cum. Înainte să începem subiectul acesta, aș vrea să vă spun ceva ce are legătură în mod indirect cu el. În Biblie întâlnim două categorii de lucruri, unele numite principii și altele numite încredințări. Principiile sunt legile lui Dumnezeu, care sunt scrise negru pe alb. Nu fura, nu minți, nu pofti și așa mai departe. Astea sunt principii. Când noi îl cităm pe Iuda, că acestea sunt poruncile lui Dumnezeu date Sfinților odată pentru întotdeauna, de fapt, ne referim la principii. Principiile lui Dumnezeu sunt scrise în Biblie. Nu există principiu al lui Dumnezeu fără să fie scris în Biblie. Trebuie să recunoaștem că în viața noastră sunt și lucruri numite încredințări. Ele nu sunt scrise în Biblie. De pildă, unul are încredințarea că poate să poarte verighetă, altul are încredințarea că nu poate să poarte verighetă. Întreb, principiul care este? Cel scris în Biblie. Ce anume scrie Biblia despre asta? Și aș putea continua. Permiteți-mi să vă spun trei lucruri, sau patru, vorba lui Solomon, despre încredințare. Pentru că eu știu că la vârsta asta, și nu numai, se face mare confuzie. Foarte mult discutăm despre lucruri controversate. Sunt lucruri albe și negre. Adică să minți e negru, să nu minți e alb. Dar există și lucruri gri. Lucruri între. Și nu știi, e bine sau e rău. Încredințarea este libertatea pe care Dumnezeu a lăsat-o oamenilor să se comporte după cum ei voiesc în anumite domenii și în anumit timp. Și Dumnezeu nu spune cum și ce. De pildă, problema acoperitului, trebuie să recunoașteți că, în general, vestimentația și mai ales la femei, pentru că ele niciodată nu ajung la microfon să-și apere pricina și ajung numai bărbații. Pe marginea vestimentației la femei se face foarte, foarte, foarte multe discuții. Sigur că e nevoie de aceste discuții. Însă întreb eu, sunt ele constructive? Ca noi să răspundem la aceste întrebări, Biblia nu ne ajută prea mult, pentru că principiile lui Dumnezeu din Biblie sunt relativ puține în legătură cu complexitatea discuțiilor legate de vestimentație. Atunci, noi luăm anumite fragmente din Biblie, anumite versete, le interpretăm cum ne pricepem noi, mai bine sau mai puțin bine, și facem din ele o teologie în domeniu. Aș vrea să spun trei lucruri despre încredințare. De ce? Pentru că încredințarea este foarte diferită de principiu. Principiul este scris negru pe alb în Biblie. Încredințarea este libertatea pe care mie mi-o dă Dumnezeu să port sau să nu port verighetă. Asta e doar un exemplu cu verigheta. Dar pot să pun alt exemplu. Să port sau să nu port cravată. Să am sau să nu am televizor. Sau alte lucruri asemenea acestora. În primul rând, încredințarea niciodată nu face parte dintre principii. Eu nu pot să spun că am încredințarea să fac ceea ce Biblia spune la nivel de principiu să nu fac. Dacă Biblia spune să nu consum alcool, eu nu pot permite să spun, păi eu am încredințarea să consum.
Dacă Biblia spune să nu furi, eu nu pot să-mi permit să spun da, dar fur de la stat și ăla nu mai e furt. Eu am încredințarea să fac asta. Eu am libertatea. Viața noastră nu trebuie condusă de libertățile noastre, că noi ne dăm libertățile care vrem. Viața noastră trebuie condusă de cuvântul Domnului. De aceea, dacă tu ai o încredințare, trebuie neapărat ca încredințarea ta să nu facă parte dintre principiile scrise în Biblie. Dacă face parte, acolo unde există un principiu, încredințarea ta aruncă și urmează principiul biblic. 2. Încredințarea este relativă, timp în care principiul este foarte rigid. Nu minți, e nu minți. Dar noi putem să facem o încredințare pe marginea acestei porunci. Vă dau un exemplu. Mă urc în autobuz și am două posibilități. Să am abonament sau să am bilet. Eu am abonament pentru că circul des pe ruta asta. Merg la serviciu și acasă. Dar undeva în portofelul meu am și câteva bilete. În situația în care iau familia cu mine sau în situația în care mi se termină abonamentul și nu am timp să-l reînnoiesc. Și undeva la piață, în stația la piață, urcă un bătrânel, un țăran, care vine cu vreo două coșuri că a vândut mărar și nu mai știu ce a vândut și n-a avut timp să-și cumpere bilet. Și se urcă repede în tramvai că trebuie să-l ducă la gară să plece acasă, la localitatea de lângă Oradea. Și mă găsește pe mine acolo stând rezemat de o vară și mă întreabă, domnule, n-ai un bilet? Eu am câteva bilete în portofel și îi răspund, am abonament. Am abonament. Am și bilete. Omul m-a întrebat, domnule, n-ai un bilet? Că m-am urcat și n-am avut timp să-l cumpăr. Și eu îi spun, am abonament. De fapt, ce i-am spus? Scumpii mei, încredințarea întotdeauna este flexibilă. Principiul întotdeauna este rigid. Pavel spunea, dacă eu merg într-o comunitate să predic Evanghelia și frații de aici nu au libertatea să mănânce carne, dar eu mănânc carne, eu numai pentru că ei nu mănâncă, nu mănânc nici eu. De ce? Ca să nu fie o pricină de potignire pentru ei. Asta nu înseamnă că dacă e o persoană acolo, între cei mulți, una singură care nu mănâncă carne, eu nu mănânc din cauza lui. Dar dacă sunt mai mulți, toată comunitatea e așa, e o opinie a celor mai mulți, o încredințare a celor mai mulți, atunci eu din respect pentru ei fac și eu la fel ca ei. Asta nu înseamnă că sunt duplicitar. Asta înseamnă că îi respect pe oameni și sunt și eu ca ei. De obicei, 99,99% eu când predic la costum și la cravată. Aceasta este opinia mea. Aproape că nici nu pot să predic dacă n-am văzut nici cravată. Și am fost data trecută la o tabără, cred că la Peniel, am fost undeva pe la Bistrița și m-am dus acolo în costum și cravată. Și toți erau așa ca voi și nici eu, nici ei nu ne-am simțit bine. Și atunci, din respect pentru tineri și pentru tinerețea lor și pentru frumusețea vârstei lor și pentru vestimentația lor, mi-am luat și eu ceva ca ei. Și așa am făcut și în această dimineață. De obicei, n-am să predic așa niciodată. Nici dacă mă doare capul, nici dacă nu mă doare. Dar pentru că voi sunteți toți așa și pentru că voi vă simțiți bine așa, am vrut și eu să fiu ca voi pentru că este un fel în care e bine la vremea aceasta, la momentul acesta. Încredințarea este o problemă flexibilă. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Dacă e vorba de un principiu scris în Biblie, tu nu-ți poți permite să fii flexibil cu principiul acela. Dar dacă e vorba de o încredințare, tu poți să fii flexibil. Pavel avea încredințarea să mănânce carne, dar dacă ajungea în anumite locuri unde nu se mânca, el renunța să mănânce carne. De ce? Pentru că încredințarea este flexibilă. Acum te rog, fă diferență în mintea ta ce este principiu și ce este încredințare. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun despre încredințare este că ea este absolut personală, timp în care principiile sunt absolut universale. Principiile sunt pentru toți oamenii, sunt valabile peste tot. Sunt valabile în orice perioadă a istoriei și pe orice continent. Nu fura e nu fura, nu minție, nu minții, nu comite adulterie, nu comite adulterie. Că e la Africa, că e la Asia, că e la Australia, America sau Europa, n-are nicio importanță. Că a fost pe vremea bunicii sau pe vremea noastră, n-are nicio importanță. Când vorbim însă despre încredințări, dintr-o dată, încredințarea e personală. Adică, această carte se încheie, cine va adăuga la ea, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în Biblie, cine va scoate, Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că s-a încheiat canonul biblic. Adică la Biblie nu mai poate fi adăugat nimic pentru ceilalți.
Când eu eram un copil spiritual, am cunoscut o soră. Ea a visat, timpul în care era bolnavă și lua medicamente, că Domnul i-a spus să nu mai ia medicamente. A venit în biserică și din visul ei a făcut visul bisericii. Și a spus așa: de astăzi înainte, Domnul mi-a descoperit să nu mai luați medicamente. Și de atunci au murit câțiva. Domnul a descoperit asta, de a descoperit ei. Biblia este pentru toată lumea. Dar sunt și descoperiri personale, valabile numai pentru tine. Când eu m-am întors la Domnul, vă spuneam mai devreme că făceam sport de performanță. Și era o datorie de onoare pentru mine când antrenorul intra în sală să ne aplecăm așa în fața lui cu respect. Așa se făcea. Și pentru omul acela aveam un respect exagerat. Trebuia să faci absolut tot ce spune și să nu gândești. Așa era acolo. Și când m-am întors la Dumnezeu și Dumnezeu a luat locul antrenorului, eu am transferat atitudinea mea din relația cu antrenorul în relația cu Dumnezeu. Și printre altele, stând înaintea lui Dumnezeu atunci, am făcut o juruință. În primele mele zile după ce m-am convertit și am zis așa: vă rog să nu vă simțiți deloc jenați, asta e problema mea. Am zis așa: Doamne Dumnezeule, din respect pentru tine și pentru domnia ta, eu absolut niciodată în viața mea n-am să stau în timpul unui serviciu divin picior peste picior. Pentru că din punctul meu de vedere este o lipsă de respect la adresa ta. Eu am să stau așa ca și cum aș sta în fața unui președinte, în fața unui împărat, în fața unui rege. Au trecut 20 de ani de atunci. O singură fracțiune de secundă eu n-am stat picior peste picior. O singură fracțiune de secundă eu n-am stat nici măcar așa. Niciodată am stat așa, pur și simplu ca o doamnă când este interviată. De ce? Pentru că a fost legământul meu cu Dumnezeu. Biblia nu spune asta. Dacă Biblia spune asta, eu predicam în această dimineață despre să nu mai stai picior peste picior. Dar Biblia nu spune asta, nu e un principiu biblic, e o încredințare a mea. Eu n-am impus soției mele să nu stea picior peste picior, eu n-am impus copiilor mei să nu stea picior peste picior. De ce? Încredințarea este absolut personală. Dacă eu, profitând de privilegiul de a fi pastor, merg la amvon și învăț pe oameni pe lângă principiile Bibliei și încredințările mele, eu dintr-o dată din încredințarea mea fac principiu. Încredințarea este încredințare atâta timp cât este la limita persoanei mele. Când ea pleacă de la limita persoanei mele și cuprinde alți oameni, eu fac din încredințarea mea principiu. Și atunci eu intru sub incidența versetului din Apocalipsa. Eu nu am dreptul să fac legi. Numai Dumnezeu are dreptul să facă legi. Eu pot în dreptul meu să-mi iau anumite, să fac anumite juruințe în râvna mea pentru Domnul. Doamne, eu n-am să mănânc niciodată carne. Doamne, eu întotdeauna joia am să postesc. Doamne, eu am să mă rog o oră în fiecare dimineață. Dar nu pot să vin dimineața la biserică și să leg pe toată lumea să nu mai mănânce carne, că sunt eu plin de râvnă. Dacă eu sunt plin de râvnă, râvna aia mea. Eu sunt plin de râvnă când predic, dar nu predic ce e în mintea mea, ci predic ce e în Biblia lui Dumnezeu. Oameni buni, trebuie să recunoaștem că sunt predicatori care nu fac diferență între încredințările lor și principiile lui Dumnezeu. Că sunt predicatori sau vorbitori, nu știu sigur, dar trebuie să recunoaștem că sunt. Și seamănă foarte, foarte multă confuzie în inimile voastre. Vă rog, faceți diferența între principii și încredințări. Atunci când cineva vine și îmi spune: tu trebuie să faci așa, eu mă uit la el și îi cer permisiunea să-i pună întrebare. Și îl întreb: ce mă întrebi acum, este principiu sau încredințare? Când eu eram pastor la Giurgiu, a venit o persoană care avea dar de la Dumnezeu să prorocească. Și pe el l-a folosit Dumnezeu și a prorocit. Dumnezeu i-a dat darul să prorocească, dar el și-a luat și darul să fie predicator. Și atunci vrea și să predice după ce termina prorocia. Și eu n-am știut că Domnul i-a dat un dar și pe unul și l-a luat el. Mai târziu mi-am dat seama. Și l-am lăsat și să predice. Și tot predicând, păuițele alea care eu de-abia le adusesem cu mare greutate de prin lume, s-au uitat la ele și a început să spună așa: cine bea cafea nu-i mântuit. Și cine are televizor acasă n-are nicio șansă să ajungă în cer. Și nu mai țin bine minte, cred că am mai zis una sau două. Acum, eu m-am simțit foarte responsabil de oamenii aceștia pentru că ei erau noi convertiți. Și eram persoana care era responsabilă de sufletul lor. Asta spune cuvântul Domnului. Ascultați de mai mari voștri în Domnul și fiți-le supuși, pentru că ei sunt ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care vor da socoteală de ele. Și eu i-am spus: frate, îmi pare rău că te întrerup, dar trebuie să te oprești un pic. Explică-mi, te rog, ce ai spus acum. E principiu sau încredințare? Omul n-am priceput ce vreau să spun. Și a încercat să-mi spună că e din Biblie.
Și am zis, înseamnă că e principiu. Citește-ne, te rugăm, de unde este? Din Biblie. S-a înfuriat, a închis Biblia, a trântit-o de masă cât de tare a putut, a plecat și plecat a fost și în timp ce pleca zicea Isaia 8. Am deschis, am citit tot capitolul de la Isaia 8. Nimic. Scumpii mei, întotdeauna faceți diferența între principii și încredințări. Principiile sunt de la Dumnezeu, sunt alb pe negru. Dacă Biblia spune așa, să faceți tot ce spune Biblia, indiferent că înțelegeți sau nu înțelegeți, să faceți prin credință, nu prin înțelegere. Dar când auziți explicații la Biblie, acelea sunt numite încredințări, pe acelea să le verificați. Dacă vreți să devină încredințările voastre, aveți libertatea să le acceptați sau să le refuzați. Însă când e vorba de Biblie, nu aveți această libertate. Am încheiat ceea ce eu am numit un gând scurt. Și acum aș vrea să ne întoarcem și să ne oprim puțin asupra subiectului pe care îl avem în această dimineață. Cu cine, când și cum să mă căsătoresc? Trebuie să recunoaștem că fiecare tânăr care vrea să se căsătorească între vârsta de, eu știu, poate 17-18 ani și 30-35, se confruntă cu o mare problemă. Cu cine să mă căsătoresc? Cel mai rău tânăr din biserică vrea să se căsătorească după voia lui Dumnezeu. Cel mai firesc tânăr din biserică vrea să se căsătorească după voia lui Dumnezeu. Însă vă întreb, cât de ușor poate el să înțeleagă voia lui Dumnezeu? Care este tânărul acela care respinge în mod conștient voia lui Dumnezeu și se căsătorește cu cine vrea el? Foarte probabil că sunt și astfel de tineri, dar mă gândesc că nu sunt foarte mulți. Cei mai mulți care se căsătoresc, la momentul deciziei căsătoriei, au certitudinea că aia e voia lui Dumnezeu. Și de-abia, după ce s-au căsătorit, își dau seama că au greșit. Însă asta este una dintre greșelile care nu se mai repară. Rămâi cu ea greșită până la capăt. Biblia nu vorbește despre prietenie. Astăzi există un obicei de a-ți cunoaște partenerul. Adică, există obiceiul de a te împrieteni cu o persoană, de a sta mult în prezența ei, intenționând să-l sau să o cunoști, și după ce consideri că este cea sau cel care se potrivește pentru tine, te căsătorești cu el sau cu ea. Perioada aceasta se numește prietenie. Biblia nu vorbește nimic despre prietenie. E străin de Biblie acest concept. De aceea mulți oameni spun că prietenia este un lucru păcătos. Hai să acceptăm că prietenia este un lucru păcătos, este o metodă lumească. Și hai să ne întoarcem la metode biblice de a ne căsători. Și să vă întreb câți dintre dumneavoastră sau câți din copiii acelor predicatori ar vrea să-și căsătorească copiii în maniera aceasta. Mergem la Scriptură. Prima persoană care se căsătorește în Biblie este Adam. El este un model de om care se însoară după voia lui Dumnezeu. Observați ce face Dumnezeu. Îi face o femeie. Mă gândesc că a fost cea mai frumoasă femeie care s-a născut. Eva. Și o aduce lui Adam. Și dă libertatea lui Adam să spună da sau nu. Și Adam spune da. Vă spune ceva această libertate pe care Adam o are? Nu în fața lui tata și mama, ci în fața lui Dumnezeu. Adam are libertatea să spună da sau nu. Biblia spune că Dumnezeu a adus-o pe Eva la om, la bărbat. Om e și femeia și bărbat. Și Adam spune, da, Doamne. Sigur, expresia acolo este diferită, însă asta este răspunsul lui Adam. Așa s-a căsătorit Adam. Întreb, câți dintre voi aveți șansa să vă căsătoriți în felul acesta? Câți dintre voi încercați să vă căsătoriți în felul acesta? Cam în ce fel, în mod practic, astăzi ne putem căsători așa, în felul acesta? Dumnezeu să vină și să ne aducă soția la noi. Și noi să spunem da. Probabil că ceva asemănător ar fi descoperirea prin prorocie, vedenie sau tălmăcire din limbi. Probabil că ar fi ceva similar. Probabil că ar fi ceva similar. Vreau să vă întreb, de câte ori în Biblie ați găsit că s-a folosit daruri profetice ca să se căsătorească cineva?
O dată? De două? De câte ori? O dată. Haideți să vorbim puțin despre Osea. Dai voie? Să vedeți ce poate să prorocească Dumnezeu. Era un bărbat care se temea de Domnul. Și Dumnezeu îl trimite să predice. Și omul ăsta se duce și predică și zice cam așa: cred că ar trebui să vă pocăiți. Și nu se pocăiește nimeni, că la o astfel de predică cine să se pocăiască? Și se întoarce acasă predicatorul. Și Dumnezeu îi spune: omule, pune pasiune în predică. Du-te și spune-le: așa vorbește Domnul. Să vă întoarceți la pocăință, că altfel mânia lui Dumnezeu va veni peste voi. Și se duce Osea și spune: cred că trebuie să vă pocăiți. Și se întoarce și nu se pocăiește nimeni. Și Dumnezeu îi spune: n-ai pasiune, n-ai râvnă. Tu nu înțelegi faptul că poporul acesta m-a părăsit pe mine așa cum și-a părăsit soția bărbatul. Mai du-te odată, dar pune pasiune, omule. Și se duce din nou predicatorul și nu pune niciun pic de pasiune, că el nu înțelegea durerea lui Dumnezeu. Și atunci vine prorocia aceasta și Dumnezeu îi spune: bine, nu te mai duce să predici, vreau să te căsătorești. Așa da. E bine așa. Dar Dumnezeu îi spune ceva foarte ciudat. O singură dată a spus Domnul asta: vreau să te căsătorești cu o curvă. Acum eu vă întreb, cât de biblică e această profeție? Noi știm bine că este foarte împotriva la toată Biblia această profeție. Numai că Dumnezeu spune acest lucru ciudat. Dacă noi nu înțelegem de ce a spus Dumnezeu așa, acesta se numește paradox în Biblie, conflict în Biblie, greșeală în Biblie. Ascultați, vă rog, cum stau lucrurile. Acest bărbat se duce și se căsătorește cu o fostă prostituată. O femeie decăzută. O ia la el acasă, se îndrăgostește de ea, îi se lipește inima de ea, face familie și copii cu ea și aproape că uită tot ce a făcut. Ea nu merita asta, a fost un gest de clemență maximă. Numai că după o vreme, ea uită de rușinea din care a fost scoasă, de faptul că bărbatul acesta s-a umilit căsătorindu-se cu ea, acceptând rușinea ei, și se duce din nou la vechile ei obiceiuri. Imaginați-vă cum se simte bietul Osea. Gelos și mânios, hotărăște să renunțe la ea. Numai că ea se întoarce acasă, se căiește, spune: iartă-mă, îmi pare rău, și el un om bun, un om foarte bun, chiar prea bun, o accept. Și începe din nou viața obișnuită de familie. Din nefericire, după o vreme, ea repetă căderea. Osea nu mai acceptă. Spune lui Dumnezeu: m-am săturat, o omor! Și Dumnezeu spune: nu omor pe nimeni, că acum ești la fel ca mine. Aici am vrut să te aduc. Tu nu ai înțeles că eu am scos poporul ăsta din Egipt, timp în care a curvit cu idolii de acolo, exact cum ai scos-o tu pe femeia aceea din curvia ei. Și cum tu ai iertat femeia aceea curvă, așa am iertat eu poporul ăsta curvar de idolatrie. Și l-am luat lângă mine cum își iau un soț soția și l-am iertat toate curvile spirituale. Și poporul acesta a uitat de iubirea mea și a curvit din nou cu idolii Canaanului, amoriților, ereziților și așa mai departe. Și i-am iertat din nou și din nou a curvit și i-am iertat din nou și din nou a curvit în idolatrie. Și te-am trimis pe tine să predici și tu n-ai înțeles durerea mea. Te-ai dus așa în dorul nevii. Ei, ți-am dat exact experiența mea ca să ai durerea mea, să înțelegi oful meu, acum du-te și predică. Se duce Osea. Predică. Așa, da? Acum era exact în pantofii lui Dumnezeu. Asta a fost toată problema lui Osea, scumpii mei. Nu știu pe câți dintre voi vrea să vă folosească Dumnezeu să faceți asta, însă ceea ce eu vă invit să faceți este să aveți mare grijă când vă căsătoriți. Să revenim. Haideți să privim la alte exemple din Biblie. Priviți, vă rog, la Isaac. Aici, o slugă îi alege soția. În România începe să se contureze o clasă de oameni bogați care încep să aibă servitori. Câți dintre patroni credeți că ar încredința pe șoferul care aprovizionează magazinul să-i aleagă o soție la fata lui?
Și la băiat, nu? Așa e normal. Voi știți că este bine și cum am spus eu. Voi știți că se face în ultima vreme, se practică dintr-o nefericită nefericire. Priviți-l pe Iacov. Muncește 7 ani și în 7 ani să zicem că câștigă, cât se câștigă în Spania? 1000 de euro? 1500. Cât vine într-un an? Cineva care e bun la matematică? 18.000. În sfârșit, 18.000 de euro. Cât vine în 7 ani? Acolo, o sumă mare de bani. Care dintre voi, fetelor, ați vrea să fiți cumpărată cu suma asta de bani? Pentru că asta a făcut Iacov. A trăit într-o cultură unde se cumpărau fetele, cum se cumpără și astăzi în anumite culturi. Știți bine că la Rom se mai cumpără femei. Știți bine că în anumite religii se mai cumpără femei și astăzi. Câți dintre voi, fetelor, ați vrea, câte dintre voi ați vrea să fiți cumpărate cu 100.000 de euro? Câți dintre voi, băieților, ați vrea să vă cumpărați o nevastă cu 100.000 de euro? Mai bine rămân nețurat. Iacov a muncit 7 ani pentru o femeie. Pentru femeia pe care a iubit-o. Acestea sunt câteva exemple din Biblie. Observați că Biblia exprimă cultura vremii despre care vorbește? Scumpii mei, de asemenea, când un bărbat se căsătorea, el nu mergea la armată. Nu era pus să plece de acasă. Și era lăsat să se bucure de soția lui cel puțin o vreme. Știți bine că astăzi nici legile sociale, nici legile bisericești nu oferă privilegii de genul acesta unui cuplu proaspăt căsătorit. Întreb eu, unde e legea asta din Biblie? De ce a uitat-o biserica? Chiar e uitată? Ceea ce vreau să spun este faptul că în vremea noastră există un alt obicei de a te căsători. Obiceiul prieteniei. Însă când vorbim despre prietenie, deja vorbim despre o grămadă de lucruri foarte complicate. Dincolo de emoția de a sta lângă o persoană care te atrage în mod irezistibil și pe care simți să o atingi imediat, dincolo de toate astea, există un complex de lucruri pe care trebuie neapărat să le discutăm. Dincolo de ce veți face voi cu ceea ce eu spun acum este problema voastră. Însă, eu îmi fac cu dragoste pentru voi și cu respect și cu responsabilitate față de Dumnezeu datoria și rostesc aceste cuvinte. Că voi le calificați libertine sau conservatoare, din nou este dreptul vostru. Atunci când vorbim despre prietenie, vorbim despre dragoste. Prietenia se face între un băiat și o fată care, fiind maturi din punct de vedere emoțional, intelectual, fizic și spiritual, având această maturitate în cele 4 domenii ale existenței umane, se hotărăsc să se căsătorească. Pentru că simt dragoste unul pentru celălalt, ei stau de vorbă și ajung la înțelegerea să aibă o perioadă numită prietenie, o perioadă de ce știu eu cât, în care să se cunoască și să vadă dacă sunt potriviți unul pentru altul. Și de aici începe povestea. Și povestea este foarte diferită. Poate fi o poveste cu minte și frumoasă, sau poate fi o poveste, iertați-mă, care se termină în 3. Povestea aceasta este foarte complicată. Voi râdeți, dar eu nu sunt de vină că acesta este tristul adevăr. Povestea aceasta poate să continue cu îmbrățișări, cu nopți împreună strângându-se în brațe și, din nefericire, câteodată chiar cu mai mult. Și voi, ca și mine, ați auzit de fete creștine sau de băieți creștini care au fost implicați în astfel de aventuri murdare. Și totul a plecat de la intenția de a se căsători. Și cândva, aproape de momentul nunții, el i-a spus, oricum ne căsătorim. Și într-un moment de emoție deplină, fără să-și dea seama, au scăpat de sub control pentru o clipă și asta a fost. Scumpii mei, povestea aceasta a prieteniei este o poveste complicată.
Dacă tu te ești implicat acum sau te vei implica în viitor în prietenie, tu trebuie neapărat să ai un instructaj minim făcut pentru ca să începi cu dreptul, pentru ca să ai succes și pentru ca Dumnezeu să spună la sfârșitul deciziei tale tetele stai. De aceea vreau să-ți spun câteva lucruri. 1. Trebuie să fii foarte atent să nu confunzi dragostea cu pasiunea. Pentru că acesta este cel mai des întâlnit lucru greșit. Să confunzi dragostea cu pasiunea. Să crezi că ce simți tu pentru fata aceea este dragoste, dar de fapt este pasiune. În general, pasiunea este legată de ce se vede, de lucrurile estetice. Tocmai de aceea există astăzi obiceiul cosmeticizării excesive, pentru ca să stârnească pasiunea. Cine se îndrăgostește de o fată urâtă? Mai rar, dar de o fată frumoasă. Mai des. Și atunci, soluția este următoarea. Toate fetele trebuie să devină frumoase. Cum necum, e obligatoriu. Însă ambalajul acesta frumos cosmeticizat ascunde un conținut care nu poate fi cosmeticizat. De fapt, tu cu conținutul acela te căsătorești. E foarte important să înțelegi acest lucru. Diferența între dragoste și pasiune. Există astăzi două interpretări foarte greșite ale iubirii, ale dragostei. Pentru mine este sinonim dragoste-iubire, așa că le folosesc fără nicio diferență. Prima dintre ele este că dragostea este irațională. Adică n-ai nicio explicație că te-ai îndrăgostit de cineva. Te-a lovit așa și gata. Ce să fac? N-am încotro. N-am nicio vină. Adică dacă te-a lovit iubirea și din întâmplare e prietena altuia, e nevasta altuia, e logodnică altuia, n-are nicio importanță că e fata liberă sau ocupată, m-a lovit și gata. N-am încotro. Dragostea este irațională. Ea nu gândește. Ea vine și ți se pune pata, iertați-mi expresia, și gata, nu mai ai încotro, n-ai ce alege, n-ai ce face diferența. Sunt foarte mulți băieți care nu știu să explice de ce s-au îndrăgostit de o fată. Nu știu să explice de ce au renunțat la prima și de ce s-au mutat la a doua. A doua explicație greșită în legătură cu dragostea este faptul că dragostea este involuntară. Adică nu tu vrei să se întâmple așa. În mitologia greacă, care promovează murdăria aceasta, neadevărul acesta despre dragoste, Cupidon, șeful, este legat la ochi, are un arc și o tolbă cu săgeți și trage cu săgeți. De ce? Ce? Ce ar fi acum să facem un concurs de tras cu arcul și să punem aici un semn și să-mi dați mie 10 săgeți și un arc? Și tot să asistați cum încerc eu să lovesc acolo. Și după ce am tras o săgeată, să mă legați la ochi și tot să rămâneți în sală. Mă întreb, câți dintre voi ați mai rămâne în sală? Că fiind legat la ochi, eu nu mai trag încolo, eu bâșbâi, mai trag și încolo. Și să nu te superi, te omor. E, Cupidon ăsta e legat la ochi și trage cu arcul. Ce vrea să spună asta? Asta vrea să spună că dragostea e involuntară. Nu mai stau așa și mă uit și dintr-o dată mă trezesc foarte pasionat pentru cineva de acolo. Asta se întâmplă și în căsătorie și asta este explicația multor cupluri care divorțează astăzi. Există o afirmație murdară, drept explicație. Nu mai simt nimic pentru ea. Ce vor să spună oamenii aceștia? Ei vor să spună următorul lucru. Dacă eu nu mai simt dragoste pentru soția mea, eu nu-s vinovat. Pentru că dragostea e involuntară. Ea vine și pleacă când vrea. Ce vină am eu pierdut de mine? Eu, din potrivă, sunt o victimă. Eu acum sunt handicapat de iubire. Și dacă nu mai simt nimic pentru ea, dar dintr-o dată știți ce mi s-a întâmplat? Încep să simt ceva pentru ea. Și atunci, pentru că nu mai simt nimic pentru ea, o las și încep să manifest interes și pasiune și să învârt lucrurile pe la poartă. De ce? Pentru că dintr-o dată iubirea mea s-a mutat. Eu n-am nicio vină, că eu nu controlez iubirea. Iubirea e irațională și involuntară. Dacă iubirea ar fi în controlul meu, eu aș fi responsabil. Dar iubirea nu e în controlul meu. A venit așa, m-a luat valul și n-am nicio vină. Scumpii mei, aceasta se numește pasiune. Într-adevăr, pasiunea nu are nici rațiune și nici alegere personală. Sunt băieți care iubesc motocicletele și nu știu să explice de ce.
Sunt băieți care iubesc mașinile și nu știu să explice de ce. Sunt bărbați care iubesc pescuitul și nu știe să spună de ce. Sunt oameni care iubesc muzica, dar la nivel de hobby și nu știu să spună de ce. Sunt oameni care iubesc porumbeii, cocoșii, fazanii. Tot felul de apucături, tot felul de hobby-uri, de pasiuni și nu știu să spună de ce. Sunt alții care iubesc statuile, sunt alții care iubesc muzeele, sunt alții care iubesc temirce. Aceasta este pasiune. În pasiune nu există alegere voluntară și nu există explicație rațională. Dragii mei, acum aș vrea să fiți foarte atenți. Când voi vă faceți un prieten sau o prietenă pentru căsătorie, vă rog frumos să verificați dacă este dragoste sau pasiune prin aceste două teste. Este rațională dragostea mea pentru ea? Adică, mă potrivesc eu cu această femeie, cu această fată cu care vreau să mă căsătoresc? Mă potrivesc la înălțime? Mă potrivesc la minte? Mă potrivesc la pocăință? Păi câtă minte să am eu când eu mă căsătoresc cu o fată neconvertită și spun, lasă că mă întorc eu pe ea la Domnul. Păi scumpule, nu confunda tu căsătoria cu metodă de evangelizare. Una-i una, alta-i alta. Atunci când te îndrăgostești, verifică dacă ai rațiune pentru ce te-ai îndrăgostit. Verifică dacă te potrivești cu persoana aceasta. Verifică dacă o cunoști, dacă îi accepți defectele pe care îi le cunoști și dacă te împlinesc calitățile pe care îi le știi. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că prietenia, care este o prietenie sănătoasă, trebuie neapărat să fie prietenia următoare. Adevărata prietenie este prietenia care este făcută cu scopul cunoașterii în perspectiva căsătoriei. Aceasta este singura prietenie sănătoasă. Prietenia care are drept scop cunoașterea individului, a fetei sau a băiatului, în perspectiva căsătoriei. Dar sunt și fete de 16 ani care n-au niciun gând să se căsătorească, dar își fac prieteni. Și mă uit la ea și o întreb, ai prieten? Da. De ce? Eu îmi fac o prietenă, în mintea mea fiind un băiat matur, emoțional, intelectual, spiritual și biologic, având și o căsuță și un rost unde s-o duc acasă, n-o duc la tata, că tata are unul deja, atunci eu verific dacă fata aceasta este potrivită pentru mine și mă implic într-o perioadă în care încerc să o cunosc. Arată ea bine, dar dincolo de ambalajul acesta cosmeticizat, există un om, un om pe care eu nu-l cunosc. Există un om intelectual, un om emoțional, un om de caracter, un om de temperament, un om foarte complex. Cunosc eu omul ăsta? Pentru că nu o să se mai mă satisfacă nici șoldurile, nici sânii după 2 ani de căsătorie. Și o să am nevoie de înțelegere, o să am nevoie de respect, o să am nevoie de pocăință, o să am nevoie de o mamă care să crească copii într-o manieră biblică, o să am nevoie de o soție loială și șoldurile și sânii nu mai sunt suficienți. De aceea eu trebuie să cunosc ce este în interiorul ambalajului, conținutul. Pentru asta îmi iau un timp. Însă în timpul acesta nu încep să pipăi ca la piață, ci încep să cunosc omul din interior. Încep să văd câtă minte are, cât discernământ are, cât echilibru are, câtă pocăință are, câtă Biblia are, câtă rugăciune are, cât post are. Încep să verific lucrurile acestea. Și asta o fac în timp. Dar foarte atent. Foarte atent. Scoți pe ea. Și regizez tot felul de situații. Adică, eu sunt fată și când ajung la ușa unui magazin, mergând cu el să îmi cumpere o înghețată, îl las pe el să intre primul. Dacă a intrat primul... Sfatul meu este să nu vă împrieteniți cu un băiat care intre pe ușă înaintea voastră. Voi să faceți ce vreți. Probabil că mai reușesc să plec de aici. Dragii mei, fiți cu ochii pe persoana de care vreți să vă legați viața.
una dintre cele mai mari greșeli pe care o poate face o persoană care se căsătorește este să se căsătorească cu cineva pe care nu-l cunoaște. Sub nicio formă nu vă căsătoriți cu o persoană pe care nu o cunoașteți. Sub nicio formă. Dar sub nicio formă, indiferent ce câștigați pe alături. Trebuie neapărat să-l cunoașteți pe el, pentru că nu mama și tata trăiește cu omul ăla și tu trăiești cu el. Și tu trăiești o viață întreagă, tu nu ai voie să divorțezi. Tu nu-ți reataci și nu-ți vinde sufletul pe o relație pe care nu ești sigură. Îți cumperi o pereche de pantofi fără să-i probezi prin telefon. Păi mă, omule, fii serios. Trebuie neapărat să-l cunoști pe om. Pune-l în tot felul de situații să vezi cum se comportă. Dacă este nepoliticos, eu te asigur că va fi și cu tine. Dacă e obraznic, eu te asigur că va fi și cu tine. Dacă e prost crescut, eu te asigur că va fi și cu tine. Dacă nu-și respectă părinții, eu te asigur că nici pe tine nu te va respecta după luna de miere. E foarte important să-l cunoști și să o cunoști. Este indispensabil. Prietenie înseamnă un timp pe care eu mi-l iau să cunosc fata, dar în perspectiva căsătoriei. Dacă tu ai 16 ani, vrei să-mi explici ce vrei să faci? De ce vrei să-l cunoști? Vrei să-mi explici de ce vrei să-l cunoști? Tu, de fapt, drăguțo, nu ai cu cine să bei o cafea seara, nu ai cine să te plimbe cu mașina, ai și tu un complex de inferioritate și te simți singură și atunci începi și tu să te plimbi cu băieți. Ăsta se numește flirt. Ăsta este păcat. Te întreb eu, ai senzația că atunci când vei ajunge la 19 ani și când te-ai plimbat în 5 mașini până acum, eu o să am atât aminte să mă împrietenesc cu tine? Să crezi tu? Cu un trecut de genul acesta, nimeni nu-ți va da un calificativ de fată serioasă și pocăită decât unul pe măsura ta. Eu nu vreau să te jignesc, dar eu vreau să te șochez. Pentru că dacă eu te șochez, tu vei învăța ceva în această dimineață. Eu știu că pentru tine este lucrul cel mai important după mântuirea sufletului să faci o alegere corectă. De aceea este foarte important să înțelegi că înainte să te căsătorești, trebuie să verifici pe toate părțile persoana cu care te căsătorești. Și dacă vei găsi 2-3 baiuri, atunci să le cunoști, să-ți asumi responsabilitatea că le accepți, că le accepți așa cum sunt și după aceea te poți căsători. Însă, lucrul pe care ți l-am spus este nu confunda dragostea cu pasiunea. Dragoste înseamnă cunoaștere, înseamnă asumarea defectelor pe care le are, asumarea trecutului pe care îl are. Nu înseamnă stârnirea poftelor după trupul ei frumos îmbrăcat și scos în relief printr-o vestimentație la fel de vinovată ca și ea. Pasiunea este legată de trup. Dragostea adevărată. Nu există dragoste decât atunci când cunoști omul. Pentru că să te îndrăgostești de un om, trebuie să te îndrăgostești de omul din interior. Pentru asta îți trebuie timp să-l cunoști. Scumpii mei, dacă v-ați implicat într-o relație de prietenie, vă rog, verificați că este o relație conștientă și voluntară. Nu sunteți atrași în mod irezistibil. Aia e pasiune. Să știți că sunteți pe un teren alunecos. Și veți face prostii fără să vă puteți opri. Sunteți